Mai întâi de toate, eu vreau să vă anunț că această întrevedere care a avut loc de comun acord cu conducătorii tuturor celor trei instituții este o primă întrevedere după alegerile prezidențiale care au avut loc în anul precedent. Chiar dacă avem poziții diferite, poate chiar diametral opuse, pe mai multe subiecte, aceasta nu înseamnă că instituțiile statului nu trebuie să funcționeze. Da, noi am criticat de mai multe ori pozițiile și eu a guvernului și guvernul la președinție și invers. Și cred că este bine când sunt poziții diferite. Dar atunci când este vorba de instituțiile statului, instituțiile trebuie să discute. Și astăzi am făcut primul pas împreună pentru a încerca să abordăm principalele probleme care interesează pe majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Vreau să spun că am constatat împreună că avem poziții diametral opuse pe unele subiecte. Am discutat și unele domenii unde am putea să avem poziții comune. Și vreau să mă opresc puțin mai detaliat la aceste subiecte. Eu am adus la cunoștință conducătorilor instituțiilor guvernamentale și parlamentare, domnului prim-ministru, domnului președinte al Parlamentului, poziția mea referitor la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Sunt rezerve foarte mari la rezultatele implementării acestui acord și suntem la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani de încredere în vectorul de integrare europeană. Am reiterat poziția că dacă poporul sau majoritatea parlamentară va cere anularea acestui acord, președintele țării va susține această inițiativă. Tot în acest context le-am reiterat poziția și i-am informat că pe data de 3-4 aprilie intenționez la Chișinău să semnez acordul de colaborare cu Uniunea Euroasiatică. Acord care nu contravine altor acorduri care sunt semnate și sunt în vigoare la această etapă.